Iată-ne la Zâmbește cu Cami, aici la Coloseum, alături de președintele Asociației SOS Autism, Simona Slivut. Bună ziua, Simona! Bună, Cami! Pentru invitație! E plăcerea de partea mea și eu vă mulțumesc vouă că sunteți alături de mine astăzi, într-o zi, într-adevăr, și soarele și tot ce e afară zâmbește. Zâmbește pentru voi, da. Așa cum zâmbești și tu, pentru că în spatele acestui zâmbet se ascund foarte, foarte, foarte multe greutăți pe care le-ai depășit și iată cum suntem într-o sală plină cu oameni minunați care au venit să te ajute. Ce anume dorește la acești evenimente? Ce-și dorește președintele acestei asociații? Ce-și dorește asociația de părinți SOS Autism Bihor? Își dorește pentru copii și pentru tinerii din asociație o viață mai bună, să fie acceptați de societate în primul și în primul rând. Din păcate, nu ei sunt de vină, nu părinții sunt de vină că sunt așa și ar trebui cumva și societatea românească în deosebit ca să-i accepte ca și niște copii și tineri normali. Crezi că se pot integra acești copii alături de ceilalți? Din păcate, este dificil. Da, este dificil pentru ei, în primul rând pentru tineri și copii fizici să-i accepte pe ceilalți, dar cu un pic de dragoste, un pic de putere și dăruință pot să fie integrat. Îmi spuneai înainte de emisiune că îți dorești ca să faci și un semnal de alarmă în același timp, ca acele mămici, acei părinți care au copii sănătoși să-și dea seama de ceea ce au și să schimbe puțin comportamentul, pentru că ai văzut un eveniment mai nefericit în zilele trecute. Zilele trecute, venind cu fetița în tramvai, am văzut o mămică care își certa copilul de ce îi cere să îi cumpere ceva și a lovit-o peste gură să nu vorbească. Eu mi-aș fi dorit foarte mult să aud pe fetița mea să vorbească, dar din păcate nu comunică noi, da, orice, să-mi ceară, chiar să-mi spună mama. Din păcate ea nu comunică deloc verbal, nici măcar vocea și glasul ei nu pot. Atunci când vezi un părinte, un copil tipic, că își plesnește copilul, că nu poate, că îi cere ceva și îi dorește ceva, te doare sufletul pe tine ca și părinte de copil cu nevoi speciale, că nu poți să-i auzi glasul și un alt părinte vrea să tacă, vrea să lege ceea ce are lângă el. Nu înțelege ce privilegiu este să ai lângă tine un copil care să știe să-și ceară, să știe să-ți spună ce-l doare, să știe să-ți spună că vrea ceva și ce și-ar dori cel mai mult să-și facă în viață și ce meserie. Îmi spuneai de asemenea că spunem așa, se mediatizează foarte mult acele cazuri care sunt cu reușită, dar acele cazuri sunt foarte puține în comparație cu ceea ce este de fapt realitatea. Din păcate, eu am observat că pe presa media, atât scrisă cât și pe cea video, văd apar cazurile cu copii cu autism, fie înalt funcțional, fie ușor afectați. La noi, în Asociația SOS Autism Bihor, sunt copii cu handicap grav, care, din păcate, ei nu pot să se descurce singuri, ei tot timpul vor avea nevoie de cineva și ei nu sunt puși pe tapet, atât la video, la televiziune, cât și în presa scrisă. Acești copii niciodată nu vor putea să se lege la șiretul, niciodată nu vor putea să interpreteze o melodie, niciodată nu vor putea desena ceva. Și din păcate nu se iese în față cu astfel de reușite și pe mine ca și părinte de copil cu autism grav mă doare. Dar încerc să depășesc aceste limite și încerc să fac cumva ca lumea să înțeleagă, dat fiind astfel de evenimente, dat fiind prin interviurile pe care eu le fac atât la televiziune cât și la voi, cât și în presa scrisă, să vin în față cu copii. Și aceștia sunt copii cu autism pe care, din păcate, nu vor putea să interpreteze o melodie sau nu vor putea să facă absolut nimic. Deci nu vor putea ieși în față. Nu. Nu vor putea fi văzuți. Ei există. Voi sunteți părinții din mesagerii lor. Da. Voi sunteți cei care le știți nevoile. Exact. Eu îmi doresc să vii într-o emisiune. Mi-ar place foarte mult. Mult mai multe. Acum îți dorim multă bază, dorim o seară minunată, cu reușită și celor care ne urmăresc, ce ne transmit?
mai multă dragoste față de copiii voștri, mai multă dragoste față de copii și tinerii cu nevoi speciale și un gram de dragoste pentru toți oamenii din jur. Și dat fiind că suntem în preajma sărbătorilor pascale, mai avem o lună, vă doresc un praznic fericit, toate cele bune și lumina învierii să vină asupra voastră. Eu vă mulțumesc!